Bine venit pe canalul de tenis! Tocmai s-a terminat a doua zi din Fed Cup, în care România a întâlnit Italia. Primul meci a zilei a fost între Gabriela Ruse, locul 168 mondial, și Azmin Paolini, locul 106 mondial. Gabriela a pierdut primul set, a fost un set foarte scurt, 6 la 1, nu și-a intrat foarte bine în meci dar apoi în setul 2 și-a revenit, a luat setul cu 6 la 3, iar după 2 ore și 32 de minute a încheiat acest meci cu 6 la 4, aducând și prima victorie a României în cea de-a doua zi. Gabriela a avut 6-a în această partidă și 20 de lovituri câștigătoare, ceea ce de altfel i-a adus și această victorie, chiar dacă a fost un meci foarte lung. În cel de-al doilea meci al zilei, ce se desfășoară între Mihaela Buzănescu și Elisabeta Cociareto din Italia. De altfel, Mihaela a avut din nou un meci foarte, foarte lung, de aproape 3 ore. Într-un prim set în care nu a început foarte grozav, meciul a fost condusă cu 3 la 0 și 5 la 3. A reușit să revină și a egalat la 5 dar a pierdut setul cu 7 la 5. Iar setul 2, de asemenea, un set foarte lung, ce a ajuns până la urmă în tiebreak, unde Mihaela a fost condusă cu 4 la 1, dar a reușit din nou să revină, la fel ca în primul set, și a egalat la 5, dar a pierdut acest tiebreak cu 7 la 5. Din păcate, România pierde această întâlnire cu scorul de 3 la 1 și cam acesta a fost parcursul naționalii noastre la Fed Cup. Dacă încă nu ești abonat la canalul de tenis, ai butonul sub acest video și te rog să activezi și notificările ori de câte ori voi păsta un video nou să fii la curent cu el. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și te aștept din nou pe canal pentru multe alte video noi.